Fă-ți bagajul să pleci în vacanță, guvernul elen a modificat condițiile de intrare în Grecia. Poți merge doar cu test antigen, iar copiii sub 12 ani nu mai trebuie să prezinte niciun fel de test la vamă. Până diseară la ora 23, jumătatea de est a țării este sub coduri galben și portocaliu de ploi. În această regiune a plouat în 4 zile cât pentru o lună întreagă. În schimb, vestul țării are temperaturi de 31-33 de grade și secetă. Personalul medical care nu se vaccinează se va testa din fonduri proprii, spune Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății. Asta pentru ca pacientul să aibă garanția că este tratat de persoane care nu îl pot infecta. Astăzi și mâine creștini ortodoxi sărbătoresc rusalile, iar tu te bucuri de un weekend prelungit. Până la finalul anului vei mai avea încă 5 zile libere legale. Următoarea este pe 15 august, de adormirea Maicii Domnului. Știi!